Piața Unirii, intersecție. Poliția nu mai are loc de atâtea mașini de taxi parcate ilegal. Ce să zic? Dacă poliția nu se poate lămuri cu taxiurile, cine să lămurească poliția? Bună ziua! Bună ziua! Vă cunosc de la gară? Ce faceți? Mă mir că lăsați mașina aici în intersecție și că nu pedepsiți pe asta cu mașina de taxi. De ce? Pentru că e ilegal să parchezi în intersecție, nu e așa? Unde e intersecție? Aici? Dar ce e aici? Pulciu, intersecție. Exact, exact, e intersecție. Pe-a rămas să ia pe doamna. A dat comandă. Ok, și dumneavoastră de ce lăsați mașina aici? Pentru că e periculos și e ilegal. Pentru că nu este niciun semn. Și avem e scris în regulă. E scris în regulile de circulație că nu se lasă mașina în intersecție, nici la 25-50 de metri de intersecție. Păi da, dar asta este mașina instituției, nu este a noastră. Cu atât mai mult! Oamenii se uită la girofar, nu-i pornit girofarul și între timp calcă pe cineva pe zebră. Dumneavoastră sunteți un om foarte deștept, nu discut cu oricare. Dacă noi acum avem aici o speță, până mă duc să caut dacă sunteți în misiune, trebuie să porniți girofarul. Dacă nu sunteți în misiune, trebuie să respectați regulile de circulație, ca orice altă mașină, ca orice alt cetățean. Și dumneavoastră trebuie să vorbiți cu orice cetățean, nu doar cu cei deștepți. Nu, nu, că pentru, că pentru că înțelegeți situația, da? Altcineva n-ar înțelege, am intrat într-o polemică și acum așteaptă cineva aici și am zis să o lăsăm, să putem să mergem ca acum până că găsim un loc. Uitați, nu este niciun loc de parcare, nici pe stânga, nici pe dreapta. Încălcați legea, mai ales domnul șofer. O să sesizez poliția rutieră să vă amendeze. Suntem sâmbătă seara, la ora 3 și ceva, mașina Poliției Locale București, parcată în intersecție. Nu are girofarul pornit, deci nu e în misiune, au ieșit la promenadă. Dacă se întâmplă vreun accident din cauza lor, vă rog să fie tras la răspundere și șeful Poliției Locale și primarul Nepșor Dan.